Bună! Astăzi o să vă prezint colecția 1 de Superfleece și Superfleece 2. Știu că a apărut de mult, dar m-am gândit să vi le prezint. Deci o să începem cu prima, care am colecționat pe toată, dar nu mi-am scris numele. Aici le-am pe toate, din Toy Story. Aici din Ratatouille, le-am pe toate. Așa, de aici din Monster, nu știu cum se numește filmul, le-am pe toate. Din, nu știu cum se numește, i-am pe toți. Din Frozen, le-am pe toate, pe toate. Le-am pe toate. Din Nemo, le-am pe toate. Așa, aici sunt toate care super fluzile. Aici sunt niște colecții cu avioane. Am colecționat pe toate. Aici este cu prințese și aici le-am colecționat pe toate. Da, le-am colecționat din Regele Leu. Le-am colecționat pe toate și aici. Așa, și aici Big Hero, le-am colecționat pe toate și cel mai mult îmi place de asta. Deci, da. Din ăsta, din Cars, le-am pe toate, le-am colecționat. Și din din Rapunzel, le-am pe astea. Și eu am pe Rapunzel, care se găsește foarte greu și plus că o am dublă. Hai să vă arăt. Uitați-o, o am de două ori. E tare. Așa, și aici scrie Superfleece, deci da. Hai să ne uităm la cealaltă. Să vă prezint. La asta o să vă zic și personajele. Pe asta n-am colecționat pe toată că n-am putut. Deci da. Deci, prima dată începe cu numele, după aceea aici e imagine, deci mai trebuia decât gheruță și terminam. Ok, dar eu o să vă zic numele, dar nu le știu la toate, deci da, vreau să mă uit ca să vă zic. Asta e Nicky Wilde, asta este Judy Hopp, aici Nick Hyle cu un elefantel, șoricelul, asta care, uitați cum face, stai să vi-l prezint, să vedeți ce drăguț e, uitați, e foarte drăguț, e Judy Hopp cu Wild High. Da. Așa, restul stă pe gheruță, nu? Pe lup și pe Blitz. Da. Următorul, care aici am colecționat tot. Aici Judy Hopp cu Wild High. Aici girafa. Aici este Oaia, aici este Wild High, Iacu, aici este Charlaton și aici este Statuțin, Elanu, aici e Judy Hopp și aici este Ursulețul. Sper să nu cadă, așa. Următorul. L-am pe Regele Inimă de Leu, l-am, o am pe elefant, elefantul, și mai am încă unul de ăsta reflector, uitați, pe Judy și Nick. Așa, ursulețul panda, Judy și Nick, tot o oaie, viceprimar
talangă, așa, aici este Judy Hop, mi-a scris unul, așa, aici este ăsta și ăsta, care vă zic acum numele lor, ca că zice ăsta. Frate, de ce s-a căzut mereu? Le pun la sfârșit. Îl cheamă șeful Bogo și domnul mare îl cheamă pe ăsta. Și șeful Bogo. Așa, din Zootropolis. Aici e ăsta, care e foarte tare. Îl cheamă Nick Wilde. Aici este hipopotamul, leu inima de leu, e foarte drăguț, îmi place. Stai să-l bag. Așa, aici e leneșul, ăștia, cum se numesc, lemingi, foarte drăguț sunt. Aici e Judy Hop, aici este... acolo este șeful Bongo, aici, și ăsta este Finic. Finic. Da, aici la prințese, aici știu, o avem pe cenușăreasa, n-am găsit-o pe Ariel, Rapunzel, Mulan, cum o cheamă pe asta, Pocatos, Belle, aici este albă ca zăpada, Jasmine și Tiana. Da. O să trecem la următorul. Următorul este din Disney. Aici e Peter Pan, Bambi, Kitty Kestir, pisica. Aici l-am pe Dumbo, e reflector, uitați. Da, aici e Pinocchio, da, mai trebuia decât dalmațienii, aici am pe Doamna și Vagabundul, Alice și Mowgli. Așa, aici este cu dubluri și cu chestii, nu stau să vă prezint, aici e din Mickey Mouse, l-avem pe Mickey, Minnie, Donald, l-am pe Daisy, pe Daisy, pe Pluto, pe Goofy, care e reflector, da, așa, da, le-am dat acolo pentru că cad și de aceea, aici sunt prietenii, aici e tot așa, și aici e mini cu Mickey, da. Din întors pe dos, o am pe veselie, bucurie, pardon, am bucurie, tristețe, aici ai frică, dezgust, furie, bing bong, aici sunt ei, ea și așa. Da. Și de aici am colecționat totul. Din zâne am colecționat totul. Aici sunt clopoțica și paste. Deci eu nu prea știu paste de la zâne, dar și aici e clopoțica. Da. Aici mai trebuia decât Olaf și terminat toată colecția. O am pe Elsa, Anna, Kristoff și Sven. Olaf aici care nu l-am. Anna și Elsa. Ei toți. Aici e Anna și Elsa, Olaf și el. Așa. Din Cars l-am pe Fulger cu prietenul său, Fulger, domnul nu știu cum, nici pe astea nu prea le știu. Deci da.
Următorul este din Nefricata, care se găsește foarte greu, dar nu am pe Merida. Tatăl Meridei, mama Merindei, frații, mama Merindei și vrăjitoarea asta și ăsta, care nu știu cum îl cheamă, Merida și cu frații și calul, pe care îl cheamă Hangus. Și cam asta a fost pe frizul. Deci de revedere data viitoare. Pa, pa!